Salutare, prieteni! Vreau să vă mulțumesc pentru că am atins aproape pragul de 1000 de abonați. Datorită vouă suntem aici pe acest canal. Astăzi, în minutele care o să urmeze, o să vă prezint instalația electrică la această magazie, construită acum un an, cred. De atunci nu mai am făcut absolut nimic. Și astăzi o să tragem iluminatul și prizele la această cameră, tip magazie. Aici avem cablul principal care vine din contor. O să venim cu o doză principală cu iluminatul pe tavan. Pe urmă, din aceeași doză o să plecăm cu o priză aici în zona aceasta unde o să scoatem și afară. Iar apoi o să scoatem un comutator afară pe peretele acesta și un bec pe pazia magaziei. O să vă ofer mai multe detalii pe parcursul filmulețului, cum o să se facă legăturile în doză. Eu prefer de obicei să lucrez pe culori, este mult mai ușor. Și vizionați-mă cu drag. Am fost și am făcut necesarul de materiale pentru această instalație. Am luat sârmă de 1,5 mm și de 2,5 pentru prize, 1,5 pentru întrerupt, pentru iluminat. Aici avem o priză dublă, un comutator, aparent, o doză, coturi, țeavă de plastic sau de PVC, bride, fasunguri și sculele care o să vă trebuiască pentru a face această instalație sunt următoarele. Patent izolat, șurubelniță stea, dreaptă, ruletă, nivelă sau boloboc, ciocan, filetantă, bormașină, spiral SDS, burghiu SDS, pânză de bonfire și un cutter. Pentru început o să trebuiască să dăm gaură la această doză pe spatele dozei, unde o să vină cablul principal. O să folosim o piramidă. Am dat gaură. Acum o să o fixăm pe perete doza. Și după ce fixăm doza pe perete, o să trasăm cu bolobocul toate circuitele pe pereți pe unde o să mergem cu țeava. O să fixăm doza pe perete, semnăm unde o prindem. Acum o să trasez circuitele pe pereți. Cam așa ceva arată după ce am lucrat vreo 10 minute. Am trasat pereții, am dat găurile de trecere. Aici o să vină o priză. Am montat doza generală, din ea o să plec cu tot circuitul.
Acum o să urmeze să termin tot circuitul, apoi o să bag cablurile pe țiep, legături și probă. După aproximativ o jumătate de oră, am trasat toate țevile pe pereți. Am făcut și trecerile afară. Acum o să urmeze să bag cablurile prin țevi, apoi să fac legăturile în doză și să montez comutatoarele, lămpile și să-i dăm drumul la curent. Am tras și cablurile de curent. Acum urmează să fac legăturile în doză. Iar apoi să montez și fasongurile, prizele și proba. Am lucrat pe culori. Am o singură priză. Restul iluminat. Și într-un final am făcut legăturile și în doză. Poate mulți o să mă critique pentru că nu am tras împământare și la iluminat. Nu am pus și al treilea fir. Pentru că normele de astăzi așa prevăd. Și corpurile de iluminat să aibă împământare. Dar aici la mine nu cred că există cazul. O să montez și întrerupătorul pe comutatorul și priza aici afară și lampa de sus. Am făcut o probă și pe urmă o să revin când o să termin cu totul. Așa au ieșit legăturile în doză. Eu le-am cositorit, le-am izolat bine, le-am aranjat în felul următor să nu atingă fir de fir, izolierul de între ele, să se atingă între ele, în cazul de încălzire să nu facă scurt. Acum o să urmeze să pun și comutatorul și priza, capacul la doză și tot ce mai trebuie pe aici. După o oră jumate, aproximativ, am terminat instalația de făcut. Aici am montat o priză, am făcut probă, merge. Aici am montat un bec. La interior am montat al doilea bec. Cam așa ceva a ieșit. Eu zic că a ieșit destul de bine, având în vedere că eu nu sunt de meserie electrician. Fac asta doar de plăcere. Și
Nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu, m-ar ajuta foarte mult pentru acest canal. Aici o să-mi fac un banc de lucru, dar asta o să vedeți în episoadele următoare. Până atunci, la revedere și vă mulțumesc pentru că vă mă urmăriți.